Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din San Andreas Multiplayer. Suntem din nou aici în căsuța noastră. Și hai să vedem ce vom face astăzi. Ieșim frumos pe ușă. Bun. Să vedem ce mașină o să luăm noi. Sau un motor. Păi cred că de data asta să dăm despawn și eu o să iau un Sanchez. Vreau să mă plimb un pic cu Sanchez-ul. Știu că l-am luat și nu m-am plimbat prea mult cu el. Ok. Despawn. Fie rar. În loc să-i dau despawn, i-am dat debug. Și acum trebuie să merg până în LV. Măi, asta este. Oricum nu prea folosesc eu Landstalker-ul, deci nu e problemă. Hai să jucăm noi și cu first person-ul. Mamă, cât de bine poate să fie în first person. Deci cât de realistic poate fi jocul ăsta, care știți foarte, foarte bine că nu e prea realistic. Băi, îmi pare că parcă pe aici era giftul. Nu l-am luat astăzi, deci hai să mergem să vedem cine pică. Sper totuși ca jocul să nu fie dat prea tare. Bun. Hai să facem noi niște scheme. What? Nu, deci câteodată mă simt parcă e alt joc, first person. Bun. Sper totuși să nu-mi dea crash. Bun. Op. Doamne, mă întreb ce viteză avem. Avem 100 la oră, dar nu pare 100 la oră când ai mod de ăsta. Deci pare că totul se duce mult mai repede și asta îmi place la chestia asta cu... Up! Mamă, pe pereți. Pe pereți, pe dealuri, de fapt. Up! Pac pe contrasens. Doamne, m-a regulamentar, n-am condus eu acum. Așa, și am ajuns... Mamă, ce era să mă duc în pârâu. Ups! Băi, tu-ți stâlpul tău! Ok. A, se putea să nu dărâm eu un pom. Așa. Băi, se dau așa, fără animație, că mă gândesc că o să primesc crash. E gift. Oh, am primit cum premium. Tare, băi. Foarte tare. Bun. Hai să plecăm. Așa. Ce vreau să facem noi în episodul de astăzi? Mai la paintball aș vrea să merg, recunosc. Chiar m-aș duce acum iar la paintball. Însă am fost. Și... Băi, stați un pic să dau eu un pic. Pac. Așa. Nu știu, mă gândesc că se aude prea tare. Ce aș vrea eu să facem? Păi, știți ce? Hai să mergem noi să ne luăm un pic de viață și să mergem noi să facem o misiune. Ok. Pac, așa, era să nimeresc și chestia aia, dar asta este. Hai să-i dăm... Așa. Îl luăm din mers. L-am luat. Se putea să nu. Hai, încă unul. Așa. Map. Hai să mergem noi la Rider. Să vedem ce ne pune să facem. Știu că am făcut misiunile, dar nu mai amintesc ce trebuia să fac. Parcă era o treabă cu un elicopter și să merg la... Nu știu ce bază militară. Hai, am să încerc să conduc și eu un pic mai ca lumea, ca să nu mai eu iau pe toate câmpurile. Bun. Așa. Păi, din câte văd, e destul de târziu. Văd că afară e cerul mov. Destul de interesant. Nu știu ce perioada zilei îți dă cerul mov. Dacă era roșiatic, băi, era apusul sau răsăritul. Dacă îmi dă mov, te cam zăpăcești. Dar uite mai câte o stea pe acolo, pici pe acolo, doar în partea aia. Bun, și băi, aparent am trecut de intrare. Mă uitam după stele și n-am văzut-o. Ok. Up. Și
Și am ajuns frumos, frumos aici. Uite, bă, că-o pus un hot dog, băi. Nu mai trebuia să merg eu până în holul lui. Ne, nu stau eu să mănânc tot toată chestia aia. Bun. Entry. Da, te ajut. Băi, aparent, văd că e altă misiune. Ok. Deci trebuie să mergem cu elicopterul la clădirea asta și să eliminăm pe tipii ăștia. Bun. Uite că ne dă și arme. Un Deagle. Mai dăm. Așa. Mai dăm câteva gloanțe. Mersi. M4 avem nevoie. Așa. Păi vreau să avem măcar... nu vreau să ne mai dea gloanțe. Ok, ok. Mai dăm ceva gloanțe de M4. Nu vrea să ne dea. Ne mai dă de asta? Ne mai dă de aici? Nici de aici. Eu cred că asta va fi tot arsenalul nostru. Deci, hai să-i dăm drumul. Da, îl văd. Ok, deci trebuie să aruncăm acolo ceva pachete cu muniție. Până acum totul e frumos. Enjoy. Deci, măi, deci, cred că îmi dau un pic sonor mai încet. Sper să nu se audă prea tare elicopterul. Deci sper din suflet chestia asta să nu se audă prea tare. Deci, hai să-i dăm drumul. Văd că au apărut mai multe stele pe cer. Sper să fie de bine. Însă, elicopterul ăsta merge atât de greu, măi, deci atât de greu. Doamne, deci, nu știu, câteodată mă întreb de ce nu ne lasă la misiuni cu mașina. Eu zic că ar fi mult mai fain să ne dea un falo. Ori un falo, ori să ne dea picadorul, băi, din single player al lui Rider. Mamă, ce mi-ar plăcea să-l conduc, știu că se conducea super bine. Ai, și vreau să vă anunț că curând, că virgulă curând, să nu fie cacofonie, o să ne apucăm și de single player la San Andreas și vreau să fac single player-ul la toate GTA-urile. Deci o să începem cu San Andreas-ul cel mai posibil, după Vice City și apoi dacă vă doriți 3-ul, da, o să jucăm GTA 3 în 2017 și o să fiu singurul YouTuber care mai face chestia asta și vreau să fac serii. Bine, asta depinde și de voi. Cred că mai mult o să mă enervez din cauza sistemelor foarte noi. Între ghilimele, prea noi. Nu, deci... înțeleg. Băi, sper să nu mă nimerească nebunii ăștia. Haide. Bun, băi, cu ocazia asta o să-mi vedeți mai multe ținte. Engine. Așa. Văd că ne-a dat o parașută. O să vedeți mai multe ținte la arme. Asta e de Deagle. Asta e la Tech-9. Asta e la M4. E cam ciudățică. Și asta e la Sniper. E doar un punct. Bun. Hai să eliminăm pe băieții ăștia. Ia de aici una, două, trei. Trebuie să te duci. Ia-mă de aici. Ce nu se duce? În sfârșit. Îmi place cum cad. Nu de aici, de aici. Îmi strag cu snipe-ul ăsta. Au, mă înțeles. Chestia asta are mai puțin damage. Ia una, două, trei, patru, cinci. A trebuit să-i dau câte cinci, ok. 4, 5, nu? Asta era cincea. E bine că ei nu mă văd. Asta e foarte bine că pot trag în ei lejer. Mort. Nu știu în ce trag băieții ăștia. Mă întreb dacă în viitor o să facă NPC-urile astea să gândească gen Steve Vad și să tragă fix după tine ca în single player, deci ar fi genial. Ok, te rup și pe tine. Rupt. Hai și tu. Bun. Hai mă băieții. Hai să folosim și M4. Am folosit mult...
Nu mă, deci. Deci, pac, pac, pac. Trebuie să trag încet ca să nimeresc. Văd că le înconjoară clonțele. Hai bun, hai că l-am luat. Nu am să mă mai chinui cu M4, că nu-i. E prea mare distanța și asta, rifle-ul, e mult mai bun. Hai mă de aici, așa. Păi mai este vreunul? Nu văd. Cred că ăștia au fost toți. Doamne, ce... câte cadavre sunt acolo. Bun. Din moment ce văd că nu am cu ce să... da, să ajung acolo. Deci cu elicopterul n-am nicio șansă. O să ne parașutăm de aici. Și... băi, sper să fie bine. Haide. 3, 2, 1 și... așa. Nu, nu. Așa. Hai să facem un screenshot. Bun. Sper că l-am făcut. Deci dacă nu l-am făcut, îmi bat piciorul. Ca să-l avem noi așa. Nu, nu. Bă, deci credeam că o să fugă ca nebunul până acolo. Să vedem, mai e careva? Mai e careva? Nu, nu-i. Ok, am ajuns aici. Zice să apăsăm H, să prindem o din asta de muniții. Ah, și trebuie să aruncăm acolo. Bun. Hai că totul e bine. Înțeleg. Du-te, bă, de aici, bă! Cum îmi zici tu mie cam... mama mătii? Ok. Revin imediat. Geronimo! Pac! Așa, pisă. Nu mi-a ieșit de prima dată, o să-mi iasă acum. Așa, băi, hai că am ajuns din nou aici. Cu multă trudă, însă am ajuns din nou aici. Bun. Nu. Vai, ce m-am speriat că o să cad acolo. Bun. Deci, trebuie să iau o trotinetă de asta și să o arunc acolo. Bun. Ia Deagle-ul. Sper să meargă de data asta. Așa. Bun. Hop. Du-te acolo. Păi, eu credeam că o să fie prima misiune, dar se pare că am mai făcut o dată pe prima. E, nu-i problemă, o să mai facem. Bă, ne atacă cineva, bă, ne atacă cineva. Așa, l-am luat pe gangster. Da, și ați văzut și cum îi țin de la sniper. Păi, partea bună e că am terminat misiunea cu bine. Ok. Care e faza cu tipul? Bun. Bă, am mai câștigat 5 mission points. Ok, stats. Vedem ce avem noi acum. Avem 21 de mission points. Băi, hai să luăm noi Sanchez-ul și... hai să vedem noi ce mai facem noi pentru astăzi. Ok. Sper să nu mă rătăcesc pe aici. Ok, băi. Am terminat misiunea lui Ryder. Ce am putea să facem noi așa de final? Dacă tot este noapte, mă gândesc să... mă gândesc să mergem să facem noi un transport de droguri. Păi băieți, mai să fim și noi așa mai bad boys, să zic așa. Hai să facem și noi un transport. Dacă tot ne-am luptat cu toți gangsterii, măcar să le ducem așa un pic de apă la moară. Trec pe roșu, însă măcar să-mi respect sensul de mers.
Însă trebuie să trag un pic pe dreapta, să scriu aici Jobs, fiindcă habar nu am unde este aici. Ok. Așa, hai să-mi pun eu checkpoint. Aici. Bun. Vai cât de mult poate să-mi placă GPS-ul ăsta. Gen cum se vede chestia cu roz. Îmi place cum arată ruta. Ok, încetinim puțin. Stânga, dreapta, nimeni. Bun. Aici este sens continuu, deci n-avem treabă. Hai să luăm noi. Bă, la fix. Pe aici. Văd că aici sunt și băieții de la Vispa. Și se pare că am ajuns noi la checkpoint. Hai să stăm noi să ne parcăm și noi aici motorul, că dacă tot e off-road să profităm. Ok, da. Quit job și get job. Bun, hai să vedem noi unde trebuie să dăm noi work. Cred că trebuie să-l dăm aici, cel mai probabil. Slash work. Ah, ok, credeam că nu e NGO activat. Să prindem noi beculețele și să ne punem checkpoint, fiindcă, să fiu sincer, habar nu am unde ar trebui să merg. Uleu, dar trebuie să mergem departe rău. Bun, deci avem ruta asta, avem un kilometru 80. 1.70, stânga-dreapta nimic. Nu prea m-am asigurat de data asta să putea întâmpla ceva iurea. Să ne izbim de un polițist și să vadă ce livrăm noi. Bă, da, chiar, hai să vedem ce livrăm. Ce avem? O floricică. Mă, băieți, noi astăzi livrăm o floricică. Asta e cantitatea noastră de iarbă. O floricică cu petale rupte sau care se uită în sus. Se uită în sus. Bun. Hai să vedem. Stânga. Asta e stânga, nu? Da. Dreapta, nimic. Bun. În partea asta văd că nu vine nimeni. Deci, e bine. Sper să nu ne găsească băieții că livrăm pastilupțe. Ne vedem aici. Nimeni, nimeni. Bun. Cât timp nu este nimeni, asta este bine. Suntem pe... Nu că suntem siguri, suntem totuși 140 la ora asta. Ceea ce este un pic cam târziu, să zic așa. Însă nu contează. Bun, 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 bun. Mai avem 700 de metri. Asta e bine, ajungem repede. Am prins roșu, nu contează, l-am luat. În momentul de față nu avem de ce să ne asigurăm, fiindcă... prână de mână! V-am zis că suntem pe același sens și dacă se bușește cineva, el e de vină. Băi, am prins multe semne roșii, deci e bine. Roșu e o culoare frumoasă. Aici totuși trebuie să mă opresc, fiindcă e o stradă mai circulată, cât de cât. Așa și așa. Bun, și mă gândesc că trebuie să intru în parcare asta. Aparent checkpoint-ul nu este aici. Dar văd că aici este un club, cred că e Jeezy. Deci hai să intrăm aici. Oh, aparent am făcut și un achievement și am primit și $1000. Plus 1200 de la job. Deci am făcut $2000 și 10 gold. Eu zic că e bine. Mai, din nefericire, episodul nostru se apropie de sfârșit. Și ce am putea face noi așa de sfârșit de episod decât să mergem în club cu băi băieți? Pac. Oh yeah. Hai să bem, mă băieți. Ce să bem? Drink ce? Să vedem ce au ăștia de vânzare. Bere. Luăm o bere, așa, din început. Pac. Oh, deja văd că o luăm razna. Hai să luăm și niște vin. De ce nu? Pac. Bea și un pic de vin. Îmi place că-și toarnă pe nas. Mă, dar am o idee. Oh, first person. Ok. Ce mai putem lua? Luăm și niște vodka, nu? Dacă nu, ia. Băi, să văd cum se scrie. Așa, vodka. Bea și vodka.
Up, cheltuim toți banii pe băutură. Păi eu nu mai eu văd că... A, bă, uite, fii atent. Haha, dacă suntem în first person, nu avem ecranul amețit. Păi, doamne, dar suntem beți crițcă. Ce să mai luăm? Luăm și un pic de whisky, bari. Whisky. Băi, eu nu prea sunt cu băuturile, deci de asta nu prea știu eu. Bun. Și hai să facem și noi și chestia asta. Drunk. Oh, yeah. Bun, mă, băieți. Cam așa sărbătorim noi după ce facem o misiune. Pac. Da. Băi, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Eu am fost Aira Zah și ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!